Suntem astăzi în situația în care suntem și vedem de ieri, de câteva zile, sunt dezbateri foarte ample privind presuspendarea unor axe prin care se finanțează anumite proiecte în România și suntem noi ca țară, o să evit discuțiile cu tente politică aici, noi ca țară suntem principalii vinovați. N-am înțeles încă că singura noastră șansă de a ne dezvolta, singura noastră șansă de a reduce decalaje, sunt aceste resurse financiare europene. Și din păcate n-am învățat nimic din experiența statelor care au intrat cu câțiva ani înaintea noastră în Uniunea Europeană. Nu am luat exemplele de succes de acolo ca să le avem model și suntem aproape de finalul exercițiului financiar 2007-2013, cu o rată de absorție rușinoasă, ca să nu spun altceva. În condițiile în care avem zone întregi în care aceste fonduri puteau să aducă un real sprijin. Eu cred că în momentul de față, colegii noștri de la guvern, și sunt convins că fac lucrul ăsta, vor trebui să elaboreze o strategie coerentă, cu obiective foarte clare și realiste pentru ceea ce vrem să facem în viitor. Din păcate, am avut autorități de management, le avem de fapt, care sunt împrăștiate pe la toate ministerele, pe la toate agențiile. Nu avem o coordonare clară a celor care se ocupă de fonduri europene, de proiecte europene. Am făcut, așa de dragul cererilor Uniunii, eventual, acest Minister al Afacerilor Europene, condus de domnul Orban, dar căruia nu i s-a dat nicio pârghie. Degeaba l-avem Ministerul Afacerilor Europene și toate autoritățile de management și celelalte de implementare a proiectelor sunt în zone. Dacă nu vom reuși să facem o strategie coerentă, cu obiective foarte clare, cine se ocupă, de ce răspunde, ce vrem să facem, încotro vrem să mergem, în continuare ne vom întâlni în conferințe, vom discuta, vom bifa activități și, din păcate, credibilitatea noastră în fața cetățenilor va scădea în continuare. Pentru că nu se văd urmările. Nu se văd urmările și, din păcate, lucrurile se derulează foarte, foarte greu. Nu vorbim de birocrație care o știm cu mâini, dar mai mult decât atât, nu respectăm reguli. N-am înțeles că în Uniunea Europeană nu merge și așa cum suntem obișnuiți noi. Că dacă am angajat un lucru într-un anumit fel, trebuie să-l respectăm. Exact, punct cu virgulă. Astăzi suntem în situația asta exact pentru că n-am înțeles cum se derulează lucrurile și sper să ne fie învățătură de minte pentru viitor. N-am profitat, din punctul meu de vedere, și vă precizez că sunt opinii proprii și personale ale mele, de prezența Comisarului European Dacian Cioloș. Nu cred că capacitatea de negociere la nivel european a României este la nivelul care ar trebui să fie.